Cereale și fructe uscate, plante medicinale, produse apicole sau obiecte de artizanat, acestea sunt câteva dintre produsele care au putut fi găsite la un târg din capitală. Evenimentul a fost organizat în cadrul unui proiect menit să sprijine femeile în afaceri. Mariana Zabrian a venit la târg cu un desert tradițional moldovenesc, babă neagră. Pregătesc babă neagră pe vatră, o rețetă de-a străbuniilor noștri, care se gătește cel puțin 10 ore pe vatră, stă cu bolta închisă. Este din produse naturale, produse de calitate, lactatele sunt toate naturale. E foarte apreciată de consumatori. Aceste târguri sunt o modalitate de promovare a produselor, spun producătorii. Un suport foarte important pentru noi. Ne ajută în acoperirea unor cheltuieri care le avem în spate, despre care mulți nu cunosc. Și, nu în ultimul rând, să ne promovăm produsele noastre și pe piață față de consumatorii noi. Avem un an de când producem jucării sănătoase și sunt jucării din primul an de vârstă, cum ar fi, de exemplu, ciorul de stivuit. Și noi punem accent pe ce că jucăria să fie sănătoasă din toate punctele de vedere, atât pentru mediul în care trăim, pentru dezvoltarea copilului. Am venit la târg cu produse naturale, autohtone, putem să spunem bio. Suntem producători de fulgi de cereale integrale, păstrăm fibre, păstrăm tot ce este bun de la natură, ca să aducem la cumpărător ce este cel mai bun în mâncare pentru mic dejun. Cumpărătorii și-au umplut pungile cu bunătăți. Sunt tare lucruri frumoase, interesante, dar cum am cumpărat niște babă neagră, fiindcă nu știu să o pregătesc, dar am mâncat odată și tare mi-a plăcut. Dar aici am văzut ca jucării pentru copii și taman fac un colet pentru nepoți în America. Zic, dă să le iau și lor ceva. Am cumpărat nu paste, paste de, asta e arahidie, pentru cafea. Adaugem cafea și o cafea perfectă. Oricare n-ar fi cafeaua. Și mă bucur că femeile noastre se ocupă de promovarea produselor din Moldova. Dar sigur voi cumpăra pentru că sunt producători autohtoni și trebuie de susținut. Dumneavoastră, ce ați pus ochiul? Pe cereale, pe nucușoare, pe muesli. Deocamdată asta am văzut. Evenimentul a fost organizat de UN Women Moldova cu sprijinul financiar al ambasadei Suediei în Republica Moldova.